Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Continuă scandalurile de plagiat în România, plagiat în cazul liderilor noștri politici. E mai simplu să spui cine ne-a plagiat. Da, cred că da, cred că începe să fie mai simplu așa. Plagiatul, am lămurit asta deja, este o hoție. Uh-huh. O hoție intelectuală, dar tot o hoție este. Și acum descoperim rând pe rând majoritatea marilor noștri lideri politici din ultimul timp sunt, de fapt, niște plagiatori. Adică sunt niște hoți, hoți intelectuali. Da, da, înțeleg că se termină cu chestia asta. Da, absolut. Ultimul caz mare a fost, ați văzut, Sorin Câmpeanu, ministrul educației, care a trebuit să demisioneze după ce a fost prins cu hoția intelectuală în gură de către, evident, Emilia Șercan, pe care cred că o urăsc toți. Și acum în focul a intrat ministrul de interne, domnul Bode. Domnul Ciucă deocamdată s-a liniștit treaba și dânsul este acuzat, dar face niște manevre juridice, judiciariste, judiciare și deocamdată treaba e liniștită. Dar domnul Bode, ministru de interne, a fost acuzat că și-a secretizat lucrarea, teza de doctorat, tocmai ca să nu poată fi verificată. Și domnul Bode, l-am văzut aseară la o stație, la ce stație era, l-ai văzut cumva? Nu l-ai văzut. La Digi. Așa, știe tot. Deci domnul Bode l-am văzut aseară la Digi. Scandalizat, domne, de răutatea lumii care îl bănuiește pe dânsul că și-ar fi, ar fi putut comite o asemenea mizerie încât să-și plagieze teza de doctorat și a zis așa, citez, cu toți cei care mă vor acuza de acum înainte că am secretizat-o, teza de doctorat, mă voi întâlni în instanță, pentru că prea mulți au bătut joc, au citit-o de nu mai are coperți. E publică la Biblioteca Universitatea din Cluj și Biblioteca Națională, a zis domnul Bode. Tare, zicem noi. Și în dimineața asta am văzut ce a răspuns Emilia Șercan. Emilia Șercan, știi, jurnalista care este spaima tuturor plagiatorilor din politica românească, care spune așa, are o postare mai lungă, dar citesc doar asta, așa cum cere legea din România, zice Emilia, după susținerea publică, o copie a unei teze de doctorat se trimite la Biblioteca Națională și la Biblioteca Universității sau Facultății unde a fost susținută lucrarea. Teza domnului Bode se află la Biblioteca Națională, însă nu poate fi consultată pe hârtie, ci numai în format digital, pentru că din 2016 consultarea tezelor pe hârtie a fost interzisă. Teza domnului Bode este digitalizată pentru că eu, zice Emilia Șercan, am cerut acest lucru și poate fi consultată pe un calculator fără acces la internet. Fotografierea ecranului cu prețioasa creație științifică este interzisă. Deci, practic, e desecretizată în sensul în care poți să te uiți la ea, poți să citești dacă vrei, dar nu poți să verifici nimic. Adică nu poți să o copiezi. Da, exact. Nu poți să o iei acasă, să o pui într-un soft antiplagiat, nu poți să iei lucrarea fizică să citești, să vezi dacă nu care cumva pasajele alea se regăsesc în altă parte, ci dacă ai o memorie de elefant, poți să reții pasajul cu pricina, să te duci să-l transcrii repede afară pe băncuță și să te duci să verifici, dar practic n-ai nicio dovadă, pentru că nu poți să fotografiezi textul, înțelegeți? Este cash 22 aici, adică este, sunt super, super șmecheri oamenii ăștia și pentru o clipă am zis, lasă că are domnul președinte Iohannis sac de cojoc cu acestor hoți intelectuali nenorociți, pentru că ați văzut ce a spus dânsul, toleranță zero. În urmă câteva zile a spus, toleranță zero cu plagiatul, nu se poate așa ceva, s-a terminat, gata. După care ieri a revenit și a explicat ce înseamnă toleranță zero. Aceste legi nu se referă la trecut. Aceste legi se referă la viitor și eu îmi doresc niște legi care pe viitor nici nu mai permit apariția plagiatelor. Deci cumva plagiatul e interzis. De specialitate. Urmașilor noile legi se referă la ce se întâmplă de acum încolo, nu se referă la ce s-a întâmplat acum 10, 20, 30, 40 de ani. Acolo sunt alte mecanisme care trebuie aplicate. Hoțul neprins, cum e negustor, e plagiator cinstit. Da. Băi, băiete, deci toleranță zero. Dar nu pentru noi, pentru de acum înainte, mă, băieți. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.